Pentru prima dată în istorie, aflați împreună în contextul unei conferințe, șeful CIA William Burns și directorul MI6 Richard Moore transmit că incursiunea Ucrainei în Kursk a fost o mișcare îndrăzneață a armatei ucrainene care a schimbat modul în care se vorbește despre război. Cei doi lideri avertizează Occidentul să nu se teamă de amenințările Rusiei de acum și să continue să susțină Ucraina, deși recunosc că la finalul anului 2022 a existat un risc real de folosire de către Moscova a armelor tactice nucleare. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine acum Andreea Soare, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Andreea, ce au transmis mai exact șefii CIA? Aceștia au transmis că încercarea Ucrainei de a schimba parcursul războiului prin incursiunea din Kursk a fost una ambițioasă, care a adus războiul acasă la ruși. Șeful CIA și șeful MI6 au punctat de asemenea că această ofensivă ucraineană reprezintă o mișcare tactică semnificativă care a expus foarte multe dintre vulnerabilitățile armatei rusești. Cu toate acestea, trebuie văzut dacă incursiunea va avea și efecte și avantaje pe termen lung pentru ucraineni, pentru că până acum am văzut că nu a distras atenția rușilor de la estul Ucrainei. S-a vorbit de asemenea și despre permisiunea pe care Kievul o tot cere de la Occident pentru a folosi armele primite în teritoriul rusesc. Mă refer aici în special la armele cu rază lungă de acțiune. Cei doi lideri ai serviciilor de informații externe din SUA și Marea Britanie spun că, deși Occidentul ar trebui să aibă grijă să nu intensifice riscul extinderii războiului, nu ar trebui să fie intimidat de Rusia. Totuși, aceștia au recunoscut că în 2022, cum spuneai și tu, Rusia a fost aproape de a folosi armele nucleare tactice împotriva Ucrainei, așadar amenințările Moscovei în acest sens au fost destul de serioase la acea vreme. Au vorbit și despre relația dintre Rusia și China, Iran și Coreea de Nord, despre recentul transfer despre care s-a vorbit în presă între Iran și Rusia, transfer de rachete balistice. Șeful CIA nu l-a confirmat, dar a zis că ar răci și mai multe relația SUA-Iran dacă ar fi confirmat. Iar despre Beijing a spus că încă nu are dovezi concrete și suficiente, potrivit cărora China ar trimite arme Rusiei, dar sunt observate alte lucruri asemănătoare, referindu-se aici cel mai probabil la transferul de piese necesare producerii de arme. Trebuie să precizăm că discuția celor doi are loc în contextul unor întâlniri care vor începe săptămâna viitoare între liderii Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii, care se vor concentra pe Ucraina, Gaza și alte probleme de securitate mondială. Andreea, Rusia susține că a capturat satul Kalinove. Ce știm până în acest moment despre asta? Da, așa este. Ministerul Rus al Apărării a transmis ieri că trupele rusești au capturat acest sat din Donetsk. Este un sat care se află la sud-est de Pokrovsk, marele hub logistic spre care se îndreaptă rușii și pe care ucrainenii încearcă să îl apere. Informația nu a fost încă confirmată de către Ucraina, trebuie însă să știi că statul respectiv nu este unul mare, este locuit de câteva, de fapt era locuit de câteva sute de oameni înainte de război, dar capturarea lui, dacă va fi confirmată de Ucraina, este importantă pentru că aduce rușii mai aproape de Pokrovsk. Trebuie însă să precizăm aici că, potrivit analiștilor care monitorizează situația în sudul și în estul Ucrainei, avansul rușilor în Pokrovsk a fost încetinit. În ultima săptămână ar fi capturat mai puțin teritoriu decât în cele anterioare, însă rămâne cel mai dificil sector al frontului, pentru că aici se află trupele rusești cu cea mai mare experiență și cele mai bine pregătite și echipate, clar fiind aici obiectivul primordial al Moscovei în acest moment.